s-a aflat de ce au plecat Cristian Pantazi și Dan Tapalac de la Hot News. Jurnal subliniere T. Cristian Pantazi, fostul redactor subliniere F al Hot News, subliniere I. Dan Tapalac, fost editor coordonator, au lanțat, luni, noul proiect editorial online pe care l-au anuncat săptămâna trecut, G4 Media. Suntem gata cu site-ul nou, www.g4media.ro. Eu sublinierei Dan Tapalac avem câteva exclusivități, ci, a subliniere acum va mobi subliniere nuit în ultimii ani, Vlad Voiculescu el luat în calcul ca posibil candidat la primăria Bucure subliniere T. Liviu Dragnea subliniere am angajat fictiv la statul apropiat. Plus motivele e sublinierei cu lui Masiv Almar sublinierelui pentru autonomia Binutului Secuiesc, a anuncat Pantazi pe Facebook. Jurnalistul a adugat ce G4 Media RO este un sit de investigații, analize sublinierei exclusivități ci pe zona Hard News. E un sit de investigații, analize sublinierei exclusivități ci pe zona Hard News. Ne vom concentra masiv pe subiectele care contează, a scris el. Pantazi a precizat ce proiectul nu are în spate niciun mogul, niciun financator sublinierei ce are nevoie de contribuții sublinierei donații pentru a se dezvolta. Avem nevoie de la voi de idei sublinierei de ponturi. De data asta, sublinierei de contribuții sublinierei donații ca să cree subliniere tem proiectul. Inutil de spus ce nu avem în spate niciun mogul, niciun financator. Am făcut totul cu ajutorul prietenilor noi subliniere tri, ziari subliniere ti sublinierei IT subliniere ti, a explicat jurnalistul. Lansarea proiectului a fost anuncat pe Facebook sublinierei de Dan Tapalac. Ne-am întors. De azi încolo suntem G4 Mediaro. Tici ce am făcut în trecut mai bine de 10 ani, azi vei arteme ce dorim să facem mai departe sublinierei vecheme alturi de noi. O puteți face în mai multe feluri, citici, daci mai departe, scrieci pentru noi, contribuiți cu idei, subiecte sublinierei nu în ultimul rând, donaci. Pas înapoi, a scris el. La momentul publicării acestei sublinierătiri, site-ul g4media.ro nu poate fi accesat. De altfel, Pantazi sublinierei Tapalac au făcut referire la defecțiunile tehnice ale platformei, pe care au spus ce le vor remedia. Site-ul e în beta. E posibil să apară erori, defecțiuni etc. Nu ne înjurați, le reparăm pe toate. Atât am putut face în timpul asta scurt. PS2, e cu diacritice, a scris Pantazi. Din cauza fluxului mare de cititori,
Avem ceva probleme tehnice pe care încercăm să le remediem cât mai repede. Vemul cumim, sunt inerente problemele astea, a scris sublinierea Tapalag. Săptămâna trecut, cei doi jurnale subliniere ti au anuncat ce părăsesc echipa, urmând să lucreze împreună la un alt proiect editorial. Tapalag a invocat faptul că el sublinierei acționarii au viziuni diferite, dar a subliniat ce ceea ce i-a unit puternic a fost credința într-un set de valori.